the first map is gonna be Nuke, the second map is gonna be Mirage, and the last map will be Vertigo. Interesting. And yeah. Romania starting on the city side, getting a lot of kills. Adron, that triple is just so important. And just look at that. Look at that. That's what we saw. Modul Adron, Smack, Swift și cu Geohype, desigur, pentru echipa noastră. Din păcate, acolo o să-mi fie foarte greu pe minim. Stai, zădobară pe Adron. Suntem 4 vs 2 sau 2 vs 4 chiar acum. Plantul vine de la jucătorii de la Macedonia de Nord. Ok, deci ei sunt cu albastru deschis pe Terho. Smek îl scoate pe Fodor. Așteaptă acolo. Smek este și el. Geo dobară pe Kixan. Kakanito este foarte low. S-a scos X-ray-ul. Styles e prins și să vedem dacă 2 vs 1 reușit să scoate în runda aceasta. Ideal ar fi aici să țină unul direct acolo, direct acolo la heul și îl dă Kakanito, rămâne în viață, trebuie să-l doboare Smek cumva și iese Kakanito peste, scoate scorul de 2 la 1. Double of his own victory, Romania. They will probably try this retake, but yeah, this beautiful flash from Swifter will set him up perfect for that. Yeah, that's a perfect kill. Modo takes down 8-kit. And yeah, obviously you can get pushed from outside if you're not careful, but Geohype gets that kill on Sipsan. That's really good. 8-kit, always sharp to see him. And oh, that's a... Da, asta e acum, băieți. Da, n-avem ce face, trebuie să stăm așa până o să primesc de la ei. Hold here outside the door in the lobby. Yeah, Romania. That's a fourth round for them. Best of 3, doar că apare best of 1. More players actually. Oh, but Stylus is not going to get away this time. Geohype gets that kill. Kixan. Oh. Not able to find Swifter. And now it's a 3v4. North Macedonia. They are in the disadvantage right now. But look at that. Oh, 8-kit. If he got that kill, it could have been around. It could. For... They could have turned it around, yeah. Yeah, right now it's gonna be so hard. Stalking, taking that vent kill. That sweet, sweet vent meat. That sweet, sweet vent. Oh, Swifter. Oh, no, that's a bad miss. But he, at the end, finds that kill. Molotov on secret, and a nice shot by Swifter. He's picking him down, taking 2 kills before going down. And now Kixan dropping the bomb, going to Adron. And was it Kixan? Yeah, they go go in a short duel, but both make it out alive. And Nate doing good damage, and right now, Romania, they have control. Everything that's risky. They have one player on A, but the one place they didn't have control on is the vent. But they think A is clear, but luckily Kixan, he's hitting shots and he gets that kill. That should be a bomb. Oh, that's a great timing. Yeah, it hits it, but 27 of Stylus. That's enough to finish him off and enough to finish Kixan off. Wow. Geohype, will he? Okay. We are back in the game. Swifter already starting the round with a pick on Stylus. And Romania, they have the main advantage right now. Okay, stați o secundă, vă rog frumos. 7-1, Romania dominating right now. 8-kit and Modo caught a glimpse of each other. Hai că opresc ăsta și încerc să comentez eu asta, este nu ne ajută. Ok, băieți, o să fie fără sunet, asta este... 8-kit îl dobară pe Swifter, 7-1 pentru Romania, nu am ce să fac cu calitatea video, asta este... Asta e calitatea pe care o avem. If Romania are not careful. Yeah, but Geohype, he gets that kill on Sasanito. No problem. And yeah, Swifter also getting kills, and it doesn't even matter if North Macedonia have the gun advantage. Romania, they still hit every shot, but Fodor and 8-kit convert into 4 kills. I was gonna say 2 kills. It should want to consider a reload, but he doesn't need it. Gets the first headshot. Now 8-kit. Nice! Adron!
să se rezolve problema. Na, și România câștigă. Facem scorul. Și mă scuzați că mă tot întrerup, dar vorbesc în paralel aici. Încercăm să rezolvăm tot acolo la producție. S-a ajustat totul așa cum a trebuit. Macedonia de Nord recuperează aici. Este 9-6, gata, hai că ne dăm refresh la casting. Hodor, Cacanito și cu tot Florii. Că începem. Lobar acolo, Kixan și pe Modo, pe Joe Hype, scoatem ce să facem. Lucrăm cu ce avem. Trage aici Styles după Swifter, îl vede afară, îl elimină. Încă un flash în față, cei de la echipa României se îndreaptă acum către partea din fața rampei. A făcut acolo trade-ul 8 kit. 4 vs 3 rămân jucătorii Macedoniei de Nord. Cu un jucător low de la ei noștri. Este Adron la doar 22. Foarte bine, Cacanito cu un număr de 2 fraguri. Mai departe aici este un pic Xan aici. Acolo grenadele foarte multe pentru zona de lângă vent. Avem foarte multe incendiare plasate, mai ales pentru cabană, pentru zona de lângă vent. Hodor, Kixan și cu 8 kit. Sunt 3 versus 5. Românii noștri reușesc aici avantajul numeric să și-l aducă, cu tot cu inversiunea pe care am făcut-o. Pușează cu un smoke pentru Buză. Molotov acolo lângă Buză. Stă Molotov adversarul. Stai de dobor de către Swifter. Vine picul mai departe. Fodor de asemenea eliminat. Smackle doboară pe Swifter acolo. A intrat Swifter în propriul lui Molotov. Pică jucătorul de la Macedonia de Nord acolo de pe margine. Și asta l-ajută pe 8kit să răspundă. Până vine cu IPR-ul său cel puțin. Românii rămân aici. Sacața supra site-ului aia. Nu știu unde este cu IPR-ul. E jos Cacanito. Îi prinde în vent pe amândoi. XM care stă acolo. Vedem. Da. Se trage într-acolo, se folosește XM-ul la drone-ul dobară pe 8kit. A rămas Styles în partea superioară. 3 jucători, 4 jucători români. Cacanito este între ai noștri. Este Swifter care se ocupă de acesta. În partea superioară pușează deja. Nu știu mâine de la ce oră. Tata, așa să vă zic. Și eu aș vrea să știu. Doamne ajută să ajungem acolo, dar pe din partea lui nu observă pe nimeni. Dar iată jucătorul de la cabane, cel care este și al doilea, Kixan cu MP9-ul din apropiere. Se pare că a meritat să salveze acel MP9. Se ia caul acela, se schimbă pentru gloanțe mai multe, dar ar trebui să salveze, să ascundă AK-47 asupra lui. Să vedem, da, va fi prins aici un jucător, dar apoi este eliminat fără probleme. Fodor și cu Styles sunt 2 versus 3. Și apă și întorc play-ul, se vor întâlni cu Styles. El este eliminat, Fodor rămâne ultimul în viață. Este aici în default, 31 de secunde timp suficient, dar trebuie să pușem împreună către site. Plantul se face, nu e nimeni atent aici la FIPR-ul lor și aici Fodor are bomba picată, 23 de secunde. Trebuie să joace împreună Swifter cu Geo. Nu putem să pierdem unda aceasta. Hai Swifter! Îl doboară pe Fodor, dar câte probleme ne-au pus. E ceva de ăsta, un litere chirilice probabil. Sună Cacanito aproape să prindă linia, Swifter îl doboară. Bine că n-a făcut mai mult acesta, dar paguba s-a dat către Swifter și Modo. Coboară Smack aici, 8kit și el merge către site-ul B. Între timp se mai trage acolo. Smack a mai scos un jucător, Fodor este eliminat, 8kit cu Styles.
Oh, oh, stai afară, iese de la, de la locker room, îl dăboară pe drone folosindu-se pe ul plant, tot se întâmplă, tot avem hotărâți aici jucătorii macedoneni, acolo, nu știu dacă a venit prefire-ul lui Styles de sus. Merge pe harta cu numărul 3, pe cu numărul 2, Miraj, ieșind din smoke foarte agresiv și solo percuție din păcate jucătorul nostru. Și față, 8 kit îl elimină pe Modo. Avem deja minus 2 jucători pe runda aceasta. Vede pe cineva pe gap-ul acela, dar Adron intervine din partea superioară. Foarte bine a făcut că s-a infiltrat acolo fără să mai prindă gap-ul acela în fața adversarului. Dar iată cum Styles se confirmă al doilea polar din side. GeoHype ia VP-ul cu echipierului său încă din rampă și îl folosește împotriva acestuia. Dar acum plantul trebuie să se facă și va fi greu. GeoHype are AVP-ul și se va indisponibiliza acolo dacă joacă. Ah, Hadron pică, Kixan îl scoate. Să vedem cum calmează această runda. Plantează, urcă. Să vedem ce face aici. Scos de către Fodor, 15 la 12, foarte bine, foarte aproape de a scoate runda, băieții noștri. S-a calmat jocul aici între cele două echipe. Hadron îl dobară pe Kakanito și avem antifragul realizat sau fondatorii Wanta. Fodor eliminat acolo de către Adron. Styles cu AVP-ul, două răspunsuri deja, putem 3 versus 3. Styles cu polarul, are oamenii în față. Styles dă un scopul pe smec. Se pare că reușește să țină site-ul de unul singur. 8 kit și îl dobară el pe Swifter. 4 fraguri deja pentru jucătorii de polare. Nu mergea nimeni la ESF. Deci e foarte bine că de runda aceea vă amintesc cea împotriva Suediei. Modul deja îl dobară pe 8-kit în paralel. Runda aceea împotriva jucătorilor nordici în meciul care a avut loc la ora 13. Între timp, iată trade-ul care se întâmplă 4 versus 3. Echipa noastră rămâne în avantaj. Aveam două arme, nu uitați. Acum, iară, orice ar fi ca venit de la Macedonia de Nord sau de la România, iată că până la urmă iese, dar plantul s-a realizat. 3 versus 3. Fodor îl prinde acolo pe playerul nostru. N-apucă Modul să răspundă. Rămân Swifter și cu Geo. 2 versus 3. Ne-au picat doi oameni acolo și avantajul nostru se duce acum în favoarea macedonenilor. Kakanito caută un jucător acolo, headshot și îl prinde pe Geo. Îl știa acolo Swifter, trebuie să scoată o rândă fenomenală, dar mi se pare foarte greu. Dau drop peste el macedonenii și e 15 la 14, cât de aproape acolo pentru cabană. Respectul doboară pe Kixan, Adron și el pe Kakanito. Hai acolo Adron, pică Fodor, double kill-ul. Intră Swifter peste 3 versus 2, avem avantaj. Rămân cei doi jucători de polar acum în viață. Acolo prin buză și nu-l vede 8-key, dar îl prinde pe Swifter. Acolo nu s-a mai uitat, nu s-a mai uitat pentru zona aceea a squeaky-ului. El a doborât pe acela, dar mai au alții doi de scos. Vine Geo în spatele lor, dar Styles moare la Heaven. Va rămâne Geo în Heaven în timp ce 8-key pușează site-ul. Este ultimul în viață, este 1 versus 2. România poate să încheie cu 1-0, trage Modo, e ceea ce este, 16 la 14, câștigăm aici, prima Meciu. Hartă. Mamma mia, stați un pic că nu înțeleg. Stați un pic, of. Bun, 4 versus 2 aici, Smekel doboară pe Styles, toți au de dublu jocul, gata. Kakanito, Modo este cel care e în vânătoare directă a lui. Smekel dobară pe Kakanito. Smekel la prefire acolo. Am luat site-ul, las control. Avem un jucător care ține spatele, dar Styles încă e prezent. Kixan e cu AVP-ul în mână, să nu uităm de el. Kixan, da, spuneam să problematică, în teorie se poate duce orice din partea adversarilor de la default, de la cutie. Modul dobar pe Fodor și rămâne doar Kixan. Styles pică de asemenea, face fake-ul, așteaptă să-l pușeze cineva, dar mai degrabă cred că vor înainta chiar și jucătorii care sunt acolo în jungle. Montap, cred că după Nexus sunt echipa care a stat all time cel mai mult în bootcamp. Cred că au stat de fapt Montap mai mult în bootcamp decât Nexus anul acesta. E foarte bine că există un astfel de suport pentru echipele din România și sper să fie cât mai mulți oameni care se pot implica astfel în organizații la noi în țară. Ești cu Deagle-ul, trage, da, peste cap de către Swifter. No, Macedonia de Nord acum nu are un echipament prea bun, dar visează la banii pe care îi vor primi după ce pierde această rundă pentru full buy-ul din runda cu numărul 5. Vine fake-ul din partea lui Geo, așteaptă push-ul prin smoke-ul unui adversar. Foarte bine, Geo îi citește pe adversar, dar vine Fodor cu Styles de lângă palmier dreapta, ca astfel jucătorul de la tichete să nu poată să vadă nimic. Vedeți că este urcat un pic smoke-ul acela. Încearcă Swifter să-l bată pe jucătorul din default, dar vine Adron late game dinspre palat și îl flanchează la perfecție. A picat un jucător. Acolo capul la cutie.
Băieți, nu știu cât sunt de pe live, dar hai acolo cu 1500 de like-uri, că se poate. Țațanito, le elimină pe Swifter, pușează acolo înspre top. Și acum trebuie să meargă să inspecteze zona aceea românii noștri. Încep să scaneze, să vadă unde se poate afla. Adron îl vede pe Styles urcat acolo pe cutia din corector. Rezistă în fața lui Yetkit, care era pe un pistol, care n-a apucat să-l agațe cum trebuie. Molotovul pentru Under se aruncă. Vine Țațanito acolo pe Under. Reacția vine de la Geo, dar a încasat un headshot. A fost eliminat acel jucător, noroc cu HP-ul care era dat jos. Swifter, după cum vedeți, a luat assist-ul. Kixan îi așteaptă să iasă. Foarte bine, iese de acolo playerul nostru, se bate modul cu Kixan. Îi face ripicul, deși era destul de riscant. Era acolo deja Adron în site, nu știu de ce nu l-a așteptat pe el să se bată. Se luptă Adron când deschis, la seca pe Fodor la 35, dar și Modo are 24. Modo face picul, îl prinde pe Fodor acolo. Paganito, Țațanito, este aici în site la... se întoarce Smack! Două fraguri, nu el s-a întors, de fapt era la pe colț, a intervenit să-l salveze pe coicpirul său. Fenomenal, acolo Smack, Swifter, dobar pe Styles. Suntem cu camera doar pe Macedonia de Nord, care pică pe capete. Da, era Smack pe colț. Frații mei, ce sfătoși a făcut mama pe unii. Trage acolo, Cacanito după Modo. Teol vine în adâncime. Și acum Smack va fi elementul surpriză din apartamente. Adron îl dobară pe Cacanito. Adron nu vede pe nimeni, s-a dus acolo pe platforma de la track 8. Și este transferul, vine de la el. Va pica oare în molotovul acela? Se pare că nu, dar pașii săi se iau. 2 versus 4 situația chiar acum. Îl bate 8 pe Smack prin smoke. Swifter este ultimul în viață. Trage Swifter după 8-kit, rămâne într-o situație de 1 vs 3, trebuie să ia pe rând, trage bine Swifter, asta nu e o problemă Swift, hai 1 vs 2, a dus acel 1 vs 4 până la jumătate, are nevoie de mai mult, un player în spatele său, se duce acolo, roata Kixan, se duce și le livră Kixan din spate, este 6 la 2. Cu ei, trebuie să avansăm către site-uri și nu-i spun încă mare, este poziția noastră principală, trebuie să construim de acolo, deși Modo într-adevăr îl scoate pe Cacanito, avem aici posibilitate, da, Modo este, avem un jucător avansat în rampă, 13 secunde pentru plant. Trebuie să planteze safe 8-kit. Îl vede 10 secunde pentru plant. Fugiți băieți să le eliminați, trebuie un jucător să planteze, celălalt să-l omoare pe playerul de rampă. Pica amândoi simultan și runda e game over. Am spus, când am zis că când am... Deci vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici alături de mine. Styles îl dobară pe Geo și își lasă smoke-ul acolo. Fodor, molotovul vine. Bă, nu este că e, nu e modul cu AWP-ul, că n-ar avea, e Smack. Acum s-a schimbat camera. Swifter cu AWP-ul dobară pe Styles. Avem două polare, unul luat de la Styles de pe jos. Cred că, nu știu exact unde a venit al doilea AWP. 8-kit îl scoate pe Adron cu headshot-ul, așteaptă 8-kit aici. Bomba, pe colț, Modo, cel care plantează, vine și al treilea jucător în site. Smack îl scoate pe 8-kit. Trade-ul se întâmplă. Kixan este ultimul în market. Flash-ul nu i-a aruncat încă. Acum se plansează în față, trebuie să prindem pe dublaj, nu trebuie să lăsăm să joace rând pe rând. Modo foarte bine, iese acolo o fandare din partea jucătorului nostru. Mac se bagă în 3 cu flash-ul în față. Cacanito e cel care răspunde. Styles este la ninja, nu s-a dat informații de către Adron, nu știa de unde a murit. O, doamne, 8-kit prinde 3 oameni, dar trebuia să verific către locul de unde putea să vină cel mai mare pericol. Dar iată că pericolul cel mai mare vine de la jucătorul care se află în flancul. Chiar se putea. În același timp este oboseala care poate să fie acolo, dar echivalentul pseudo și nici acum nu este o justificare. Totuși era doar denotat ca idee că ambele echipe au mai jucat cât un best of 3 astăzi. Stai să dobar pe Swifter, ne pică al doilea player pe această rundă. Smack îl scoate pe Styles, iată cum Kixan intervine din spate, a prins era cu un jucător. Rămâne Modo și cu Adron. 2 vs 3, vor juca runda probabil la capăt, foarte bine Adron. Se trage perfect de către ai noștri, se bagă prea repede pe trupta următoare. Și Cacanito trage absolut perfect, are două fraguri reușite pe anții. România a deja întâmpine cu 4 jucători pe macedoneni aici în site-ul la Styles. Îl scoate pe Smack, Swifter cu refragul, 3 eliminări, curg acolo pe kill feed pentru ei, dar Adron îi are în față. Hai Adron, 2 tapuri, scoate doi oameni, hai cu al treilea Adron, ai mai scos ace-ul la pistoale, Adron pe triple kill, rămâne împotriva lui Kixan, haide Adron, bomba e picată în fața ta, are într-adevăr acestea secunde, Kixan îl bate pe Adron, scoate Swifter pe Kixan, se dă smoke-ul lângă, nu este un one way acolo, eu hype cu refragul, iată că avem două fraguri reușite în această rundă. Pa,
4 versus 2, n-avem camera pe cine face frag, dar Adronul doboară pe Styles, avem posibil aici o rundă câștigată de pe Force, foarte bine, România, Adron, încheie, Adronul se așteaptă acolo, nu-i ține nimeni spatele, Fodorul va scoate cu cuțitul aici, recuperează acel în 4 și ia ban extra, încearcă wallbang-ul acolo spre playerul nostru, cred că era smack în under, iată a rămas foarte low, este eliminat Modo, la OIT s-a infiltrat aici lângă short, ce poziții, hai băieți, abia acum recuperează 2-4, merg către site-ul B la plant, Geohype se rotește în site-ul A cu Modo, Modo are Deagle-ul, adversarul său e cu o grenadă în mână, poate doborâ cu emoții, totuși Styles răspunde. Și Geo 1 versus 3 este în site aici lângă ei, dar nu verifică stânga. Se uitea după bancă și este rundă pentru Macedonia de Nord. Ar trebui să câștige harta respectivă, ci doar că jucătorii respectivi a echipei au încredere în propriile forțe în fața acestei echipe, în scenariul de față. Restul, în rest a pierdut Geo AWP-ul acela secundar, e băgat smack până în rampă, dar totuși... Iată cum curăță frag cu frag, totuși trebuie să mergem la save. Da, Swifter cu Modo trebuie să salveze aceste... Pic de la 8kit, iată Elerino pe Geo din nu deschide el site-ul B, îl vede și pe al doilea jucător Swifter, eliminat save instant de 3 oameni de la echipa României. S-a jucat și unul e de an în 7, dar în 7 e jucătorul român. Dacă anit-o frag pe smec, rămânem doi jucători, vor încerca să ne scoată aici armele, nu ne e frică. Suedia aia, mamă, 2-0. I-am bătut de ne-au bătut 2-0, adică 14-9 scorul acum, jucătorii noștri rămân în 3 oameni aici, agresivitatea Macedoniei nu întârzie să apară, Modo scoate pe Kixan acolo. Acum 2, rămânem cu minus o armă. Bine spatele acolo, unul dintre ei, este vorba de Fodor, a rămas împalat Cacanito, foarte bună poziție pe care și-o ia Kixana, Dron, ia trag aici pe smec, era în față la tichete, dar Styles intervine și iese cu AWP-ul acela dinspre rampă sau dinspre under, acolo este Styles care îl limerește și pe Swifter, rămânem cu 2 jucători versus 4 aici, nu știu ce s-a întâmplat cu Macedonia de Nord, dar pur și simplu joacă excepțional și-au dat reset total playerii. De la reprezentanta Macedoniei, Modo este 1 versus 4. Mi se pare foarte greu să reușească să scoată această rundă. Iar asta înseamnă că mergem pe harta cu numărul... S-a aruncat acolo de către jucătorul nostru Adron, foarte bun molotov, sincer. Plasat de către Adron, 4 versus 4, armamentul acesta. Dar echipa noastră a României vine, Adron dobară pe 8-kit, Fodor este cu încă sub efectul flash-ului, reacționează bine, dar cel puțin acum pică de pe hartă. 3 versus 2, Adron, bine, post-mortem desigur, foarte bine, Adron era low acolo, reacția lui Cacanito este foarte bună, rămâne Styles 1 versus 2. Să sperăm că mergem într-un 3-0, deși a fost cu emoții, e pe luptă directă, playerul nostru Geo ăla se cape Styles în 14, Modo, de un glonț are nevoie, hai Modo, hai Modo, clean, 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 foarte bine Modo, scoate runda, 3-0 pentru România. La Saci de la România, vine smec acolo, intră peste adversarul său, Cacanito este singurul care a reușit să se opună, mai este Styles, elimina și el de către smec, foarte bine băieți, e eco, scuze băieți. 4-0, poate să devină aici 5-0. Smoke-ul vine, dar înainte de asta, iată cum Fodor le elimină pe smec. 2 versus 1, plantul realizine la 46 HP, grijă mare totuși, trage în avans, Modo le elimină pe Fodor. 5-0 aici pentru... Intră aici macedonenii asupra noastră, 8kit, Cacanito, fac fragul, pică bomba, nu e bine deloc Swift să nu trebuie să se mai bată. Nu trebuie să se mai bată, trebuie să aștepte să vină cu echipierul său, de ce... În față, nu observă pe nimeni acolo, era Kixan care
Iată că l-aștept pe KBP-ul și să știu tot român acolo într-un frag. Se dau foarte bine flash-urile și molotoavele în spate. Damage-ul vine totuși de la Fodor, vine peste el Smack. Geoși cu modul, două fraguri consecutive. Iar Kakanito și cu Kixan rămân acel turn de cutii albe. Exact, la acela mă refeream. Geo este din apropiere, trebuie să rămână în viață. Trebuie să-i dea cel puțin damage-ului Kakanito. A rămas acesta la 73, dar bomba tică e diffuse-ul. Nu poate să fie realizat de către el. Fake-ul este încercat, dar nu mai are cum să ia runda aceasta. Chiar dacă îl doboară pe Modo, merge să ia VP-ul. Să vedem cu cât HP rămâne. Măcar să trecem de grupe, dacă nu putem să... Noi ne gândim la finale și nu trecem de grupe. Și nici nu era un zid care să despartă de... bombă de explozie în sine. Geodobar pe Fodor s-a luat acolo AUL, pardon, B-ul sub control. Kakanito prinse către Swifter, ar trebui să salveze aici macedonenii. Nu vor putea să ducă cu toți jucătorii cel puțin baiul pentru runda următoare. Cheta, absolut cheta. Și faptul că nu avem cea mai urmărit. Atacul dinspre rampă în sine, nu doar la variantă, s-a luat fresh la frunte către playerul nostru. Binecuvântat Smack să rămână în viață și iese drone peste adversarul său. Trebuie să avem grijă la felul în care Kakanito apasă acolo. 4 vs 3, avantaj numeric 25 de secunde. Totuși asta este o problemă, numărul în viață. Și văd că e eliminat de către 8kit Swifter. Între timp 8kit venise din spate. Acum se poate complica situația pentru că jucătorii care au rămas acolo de la Heaven, direct venind la retake, au rămas cu full HP, dar Modo se ocupă de primul. Styles este pus la pământ, Kakanito se luptă direct cu drone-ul, prinde acolo, vine ea în primire. Modo are doar 60 HP, se pune pe def adversarul. Modo trebuie să tragi perfect aici. Ai doar un gloss la dispoziție. Este leg shot-ul pe Kakanito, care e blindat până în dinți. Eu cred că nu înțelegi, nu știi ce înseamnă baie asta aici. Pe lângă asta joacă România, nu joacă o echipă din România cu versus alte echipă din România. Fodor este acolo de pe colț, îl doboară și pe adron înainte să fie eliminat. Swifter cu Geo sunt ultimii doi în viață. 2 versus 3, jucător. Se merge la plan direct, acum grijă mare, trebuie să țină perfect acolo. Geo pe doi fierul său, Geo rezistă, plantul s-a realizat. Este 1 versus 3 practic situația în care fusese lăsat Geo. L-a ajutat Swifter cu plantul în sine, se aruncă incendiara pentru colț, se face difuzul de către Kixan, nu știu dacă apucă să-l vadă, îl vede pe coipierul său, dar nu vede pe difuzor. O secundă dacă mai avea Geo. Ne mai ranforsează puțin puterea de foc. Styles îl prinde pe Smith, la pic acolo direct. Eliminarea lui Kakanito pe Adron. Eu nu înțeleg că mobilizează foarte, foarte din scurt. Mai am un jucător acolo în variantă? Nu, a picat, perfect. Geo s-a ocupat de Styles. Dar este foarte greu să citești acolo bulinele acelea cu bej, alb pe bej, plet diferit și joacă într-un mare stil diferit față de cum au performat toate controversele din jurul lor. Dar s-au ridicat. Smack pușează, l-are aici în față pe Styles. Știe care e un om în un yellow. Nu te duce la molotov, Smack! N-ai auzit pașii, Kixan! Se pare că n-a tras Kixan înapoi și aici va fi un element surpriză. Ia pe primul jucător, pe al doilea, pe al treilea Kixan! Triple kill-ul trage impecabil și aici faptul că a stat Smack să arunce molotovul ăla prea. Îi dăm în spate pe cei care apăreau de la window, pardon. Adron pătrunde, Adron este spatele lor. Adron om stânga, foarte bine Adron. Fodor e cel care răspunde. Modo cu rifragul, 2 vs 2 situația. Preluăm controlul site-ului, chiar acum B, mă scuzați. Se dă damage prin smoke. Sare acolo adversarul. Haide Smack că poți. Trebuie să scoată runda asta. A fost secat la 67. Este în smoke Smack. La 67 Kixan vine după el Smack. Hai că poți Smack. Nu! Nu-l vede bine pe Kixan. S-a uitat în cealaltă direcție și este nou la de la Fodor. Totuși toată echipa noastră trece către site. Aici Geo trebuie să-l scoată neapărat pușcător de window, dar vine următorul care este aici în apropiere. Foarte urâtă situația. Ies în alternare jucătorii Macedoniei. Ultimul este Adron. Kixan a venit din spate early, l-a pușat direct partea de pe partea de citat în acest moment. Fodor dobară pe Adron. Vin două fraguri rapid de la variantă din partea lui Geo, din partea lui Smack. Avem nevoie de oameni extra aici ca să care să ajute. Și văd că abia acum se vine din spate, de înspre rampă. Între timp curg acolo eliminările găleată pentru Macedonia de Nord. Pe Chiază are un prim jucător în față, cu greu îl scoate din joc, dar n-a încasat damage, măcar atât, iese acolo din smoke, apasă smoke-ul, era un noroc gigantic pentru el să scoată eliminarea respectivă. Acum diffuse kit-ul trebuie să fie găsit pe jos, scapă acel player, dar găsește diffuse kit-ul, este prins între cei doi jucători, dreapta în site, 8 kit îl elimină, 9 la 7, prin flank acolo la window, vine jump, oh doamne, frate, oh doamne, Swifter eliminat acolo pe colț, ce runde scoase de către Macedonia aici. Totuși suntem 3 versus 2, reușim eliminările între timp. Smack l-a scos pe 8kit, dar n-avem ce să spunem acolo. Fodor parcă
făcea jumpurile alea la el în casă. Nu era pe Vertigo, știa perfect unghiurile unde trebuia să tragă pre-fire. 8 hit, îl boostează pe Coitpierul său, dar acolo Swifter îi prinde linie, Swifter trage prin grila de traguri care ne aduc o speranță pentru această rundă cu numărul 19 în care practic Macedonia cumpără pentru ultima oară, cel puțin dacă nu plantează. Să vedem ce se întâmplă aici. Fodo și cu Kakanito sunt ultimii doi în viață. Kakanito în flancul de la window, se ocupa acolo de el Modo, l-a eliminat pe el cu headshot-ul. Wallbang se întâmplă. Acel frag într-un wallbang, Geo față în față cu el, sau cel puțin flank în flank, 11 la 8 față în flank. Nu știu că notificările atunci când intrăm live apasă Modo, n-avem norocul lui Fodo de a trage acolo aproape printr-un smoke. Cred că am venit în spatele smoke-ului cu un smoke, dar se pare că Modo, triple kill-ul, Modo vine la cuțit Styles, nu astăzi, a dron între timp. Fodor, spuneam eu, să facem frag prin smoke. Ei bine, se întâmplă foarte bine smack. Double kill-ul pentru el. Styles l-a eliminat, în schimb a răspuns cu AK-40. Restul vor să se rotească parcă. 8 hit și creperul său sunt împărțiți. Bomba a rămas jos lângă pod, foarte departe. Modul are doar 17 secunde. Nu va avea cum să scoată runda aceasta, mai ales dacă pică Kixani. Game over runda aceasta pentru Macedonia. România reușește aici. 3-47. Iată că timpul poate să fie inamicul tău pe T-side, după cum vă spun de multe ori. La nimeni acolo. Avem un jucător într-adevăr care este la saci acolo. S-ar putea cadrul să tragă. Modul prinde pe Kakanito. Eliminare reușit acolo mici. Mai este un player. Este Fodor cu numărul cronometru. Smoke-ul de variantă e dat fix în fața lui Kixan. Swifter îl dobar pe 8kid și cred că a uitat observerul să schimbe camerele. Fraguri pentru România, se întâmplă eliminările. Macedonia de Nord cu ultimele resurse, două AK-uri, două galiluri și un MAC. Swifter îl dobar pe 8kid. Primul frag se întâmplă deja pe hartă. 5 versus 4, rămânem în avantaj. Kixani este în variantă infiltrat în acest moment, să vedem ce are de gând să facă. Styles două fraguri, reușește double kill-ul, îi aduce în avantaj. Fodor este lângă să vină în spatele lor. Este una din două runda aceasta. Să vedem dacă avem timingurile la perfecție. Fodor îl dobară pe Mondo, iată după cum vă spuneam s-a infiltrat. Runda următoare în schimb, Styles face picul, Geohype-ul dobară la depărtare. Bomba deja ticăie de ceva vreme. Deși se obișnuiește să se facă un frag early, iată Kixan îl dobară pe Adron. Ne pică jucătorul de la variantă, deja îl știu pe playerul nostru. Kixan, aici Mac se trage pe lângă el, gloanțele șuieră pe lângă capul său. Acum îl prinde prin smoke Styles. Molotovul de variantă a fost aruncat. Fodor între timp intră mici. Acum pușăm un pic cam prea mult, dar totuși iată că reușim eliminarea prin intermediul lui Swifter, care se retrage instant. Jucătorii adversi au preluat controlul site-ului și asta înseamnă că în mod normal ar trebui să fie un save aici, mai ales că am rămas în doi oameni. Ne-a picat cel de-al treilea jucător. Swifter încearcă picul aici, să vedem dacă prinde pe cineva. S-au băgat acolo pe culoarele din spate de la CT înspre Heaven jucătorii Macedoniei de Nord. Kakanito pregătit de double pick. Iată că trag împreună aici, dublajul se întâmplă. 15-10. Aici a plecat deja, Smack face pick-o, Swifter dobare pe 8kid. N-avem jucătorul la flank, era perfect dacă se întâmpla. Kixan din site, scoate pe Geo, dreapta om, hai cu frag prin smoke. Smack, suntem 4 versus 3, foarte bine Swifter dobare pe Styles. Trebuie să mergem pe defuse acum, mai avem nevoie de un smoke eventual. Trage Kakarito, doamne, prin smoke-uri, Macedonia de Nord. Aici totuși are poziție bună, l-a atins puțin pe unul dintre jucători, îl vede pe al doilea. Acum du-te Swifter, la retrageri puțin, până la generator, până se face rotația. Doi jucătorii mici se vor întâlni față-față jucătorii. Haide Modo, foarte bine cu VP-ul. Îl doboară pe Fodor, rămân aici 4 versus 2 jucătorii noștri români. Iar în avantaj fiind, trebuie să câștigăm runda. 48 de secunde, se aruncă smoke-ul în față la generator. Kixan așteaptă, caută gap-ul. Playerii noștri pregătiți, se trage deja de către Kixan. Va surprinde aici probabil două fraguri simultane cu Styles la unison. Dar vine din spate Smack, Joel doboară pe Kixan. Hai Smack, nu poți să ratezi aici ușor. Nu trebuie să te grăbești, este un moment al tău. 30... Smack trebuie să ai reacția vieții, are acolo 50 HP. Trage odată, Smack îl doboară pe Styles. Și avem, iată, oameni buni, calificare a României în finala mare.